Vera Corobova a intrat îngrijorată în clădirea băncii, urma să ia un împrumut pentru o sumă destul de mare de bani, iar acum era îngrijorată dacă va fi aprobat. Scoțându-și telefonul mobil din buzunar, tânăra a verificat apelurile, din fericire, totul era liniștit. Vera și-a plătit vecina să aibă grijă de cei patru copii ai ei. Totuși, copiii erau prea mici pentru a fi lăsați singuri acasă. Vera avea doar 26 de ani, dar era deja mama a mai multor copii. Totul pentru că trebuia să aibă grijă de trei nepoți care rămăseseră orfani după moartea mamei lor și a propriei surori a Verei, Anna. Anna și soțul ei, Eugen, muriseră în urmă cu șase luni într-un incendiu la o tabără de la țară unde se aflau în vacanță. Cuplul a mers acolo în ajunul celei de-a șapte aniversări a căsătoriei lor. Sora ei și soțul ei au vrut să sărbătorească această zi semnificativă într-un mod special, așa că Vera și Victor le-au făcut ca două excursie la o nouă tabără. Nimeni nu și-a imaginat că noaptea tragediei, în cabana, unde Anna și Eugen își petreceau vacanța, și alți cinci turiști asemănători, a izbucnit brusc în flăcări de la un scurt circuit, cabluri focul a cuprins instantaneu cea mai mare parte a casei cu două etaje, blocând complet ieșirea principală. Când Vera a primit un telefon și a raportat moartea surorii sale, a fost ca și cum lumea din jurul ei, dintr-o dată s-a prăbușit. Inima ei era plină de o durere atât de sălbatică, încât femeia nu-și dorea decât un singur lucru, să țipe cât de tare îi permiteau plămânii. Genoca, draga mea! Cum o să mai trăiesc acum? Fără Ania. Tânăra femeie a plâns pe umărul soțului ei în timpul ceremoniei de adio. Eu sunt! Eu sunt de vină pentru ceea ce i s-a întâmplat! Pentru ea și pentru Zenia. Vera nu se putea opri din a se învinovăți pentru ceea ce se întâmplase, dacă nu s-ar fi gândit să-i facă surorii ei acea călătorie blestemată, ea ar fi fost încă în viață și nu ar fi trebuit să se uite la sicriul ei, scufundându-se încet într-un mormânt rece. Soțul ei a mângâiat cu compasiune umărul Verei și a îmbrățișat-o pe soția neconsolată. Vera, te rog, calmează-te. Nu te învinovăți. Nimeni nu ar fi putut prevedea așa ceva, a fost un accident. Nici Victor însuși nu era mai puțin îngrijorat de moartea rudei sale, dar încerca să reziste. Bărbatul înțelegea că acum era singurul sprijin pentru soția sa inconsolabilă. Oriunde s-ar afla Ania acum, sunt sigur că acolo este bine. Nu plânge, te rog. Trebuie să fii puternic. Cu toate acestea, Vera nu a făcut decât să apuce mai strâns mâneca jachetei lui și a clătinat din cap cu jale. Fața ei era palidă și umedă de lacrimi. Femeia era incredibil de recunoscătoare soțului ei pentru sprijinul acordat, dar nu putea să simtă toată durerea care o chinuia acum pe nefericita Vera. Anna nu era doar o soră pentru ea, se născuseră gemene, iar legătura dintre ele fusese întotdeauna numai puțin puternică decât cea a unor gemene absoluți. Vera era cu doar trei minute mai mică decât Anna, astfel încât aceasta din urmă se considera pe bună dreptate cea mai mare și toată viața ei o protejase pe Vera de diverse griji și necazuri. Uneori, tinerei îi se părea că sora ei citea gândurile, atât de precis putea Anna să înțeleagă starea interioară a gemenei mai tinere. Erau întotdeauna împreună în toate, își împărtășeau una alteia cele mai intime lucruri și puteau vorbi sincer despre absolut orice subiect. Dar acum, Ania nu mai era, iar Vera nici nu-și putea imagina cum va continua să trăiască. Obișnuită să se bazeze pe sora ei mai mare pentru orice, femeia nu se simțea doar devastată, era distrusă moral. Singura consolare pentru Vera era faptul că copiii surorii ei, trei băieței frumoși, nu fusese răniți. Ei rămăseseră în timpul excursiei de camping a părinților lor, acasă cu bunica lor. Vera era perfect conștientă că nu avea altă opțiune decât să devină tutorele nepoților ei. După ce a spus soțului ei despre decizia de a-i adopta pe băieți, femeia a întâlnit în ochii lui doar înțelegere și sprijin, bineînțeles, dragă. Voi fi fericită doar dacă Marina noastră va crește sub protecția a trei bărbați, cu un ușor zâmbet s-a pronunțat Victor, da, împreună, vor fi mult mai amuzanți. Doamne, Victor, ce bine că ești atât de bună și înțelegătoare! L-a îmbrățișat Vera cu putere. Cum aș putea să fac altfel? I-a răspuns soțul ei. Da, poate că nu ne va fi ușor, dar ne vom descurca. Femeia s-a gemuit lângă soțul ei și, pentru o clipă, foarte mică, și-a permis să se relaxeze. Victor era cea mai apropiată și mai dragă persoană după sora ei, iar acum, se pare, și singura căreia putea să-și deschidă pe deplin inima. Ea și Victor s-au cunoscut în timp ce studiau la facultate, amândoi erau în ultimul an, doar că Vera visa să lucreze ca croitoreasă într-un atelier de prestigiu, iar viitorul ei soț învăța noțiunile de bază ale mecanicii auto. Tinerii s-au îndrăgostit unul de celălalt la prima vedere și au decis să se căsătorească imediat. După absolvire, Victor intenționa să meargă în orașul mare, deoarece acolo, pentru ei, se deschideau mai multe perspective de a găsi un loc de muncă bun. Vera, cu permisiunea mamei sale, și-a urmat iubitul. Maria Ignatievna, așa o chema pe mama fetei, îi cunoștea de mult timp pe părinții genei și era doar bucuroasă să afle că fiica ei se va căsători cu un tip atât de minunat și de simpatic, cum îi plăcea să spună. În plus, Maria Ignatievna a înțeles că în cartierul lor nu exista un loc de muncă special pentru fiica ei și viitorul ginere, așa că a luat cu calm decizia cuplului de a se muta în metropolă. Femeia însă și-a rămas în satul natal, i-a spus Verei, tu te stabilești acolo cum se cuvine, iar apoi, când va veni timpul, invită-mă la nuntă. Fica ei și logodnicul ei au convins-o mult timp pe Maria Ignatievna să se mute cu ei, dar ea a rămas inflexibilă, am un fel de gospodărie aici. Mama i-a explicat Verei. Cine va avea grijă de ea? Și ce ar trebui să fac în orașul tău? Când vor veni nepoții, atunci e cu totul altceva. Voi veni să vă vizitez și să vă ajut, iar pe nepoții mei voi duce în fiecare vară în satul meu. Tinerii au oftat și au lăsat-o pe bătrâna mama a verei în pace. Până la urmă, era decizia ei. Anna până atunci reușise deja să părăsească casa părintească, fata s-a dovedit a fi foarte talentată la matematică, așa că imediat după școală a plecat să studieze în capitală, a intrat la universitate de asemenea, la fel ca sora ei mai mică, s-a întâlnit în timpul studiilor cu un tip grozav, iar acum se pregătea pentru nuntă. Când Anna a aflat că Vera urma să se căsătorească în curând, a fost încântată, Vera, e minunat. A spus ea la telefon. Bineînțeles, mută-te cu Victor în oraș. Iar aici, Zenia și cu mine te vom ajuta cu siguranță. Acum suntem cu toți o mare familie. Ca urmare, ambele nunții ale surorilor au avut loc în aceeași zi, iar acest moment a rămas în memoria Verei ca fiind unul dintre cele mai fericite. Soții erau fericiți cu viața lor, au reușit să se stabilească în oraș și, în același timp, Vera a continuat să mențină o prietenie strânsă cu sora ei preferată, în timp ce soții ei și Aianei au devenit rapid cei mai buni prieteni. Victor, până atunci își luase un loc de muncă la o firmă privată ca șofer de expediție de marfă, iar Vera făcea puțină croitorie pentru atelier, lucrând ca gospodină. Anna a rămas însărcinată aproape imediat după nuntă, iar apoi a născut, unul după altul, trei frățiori. În ceea ce o privește pe Vera, fica lor, Marina, s-a născut la doar doi ani după nuntă. A fost o fată incredibil de dulce și inteligentă, adora jucăriile moi și animalele. Și acum, după cinci ani absolut fericiți, Vera a fost nevoită să-și îngroape sora și să-și ia copiii. Marina, fiind foarte mică, nu și-a dat seama pe deplin ce s-a întâmplat cu mătușa Ania. Părinții ei au spus doar că a plecat în rai pentru totdeauna, iar acum verișorii ei vor trăi cu ei. Băieții, dintre care cel mai mare avea cinci ani, au înțeles deja ce s-a întâmplat cu părinții lor, au fost prezenți la înmormântare și le era foarte dor de mama și de tata. Dar treptat băieții și-au revenit și chiar au început, încetul cu încetul, să se joace cu verișoara lor. Vera, privind acest lucru, a putut în sfârșit să răsufle ușurată, pentru prima dată în aceste câteva săptămâni dificile. Pentru că numai Dumnezeu știa cât de îngrijorată era pentru psihicul fragil, acum, în sfârșit, al ei, al copiilor. 2. După ce i-a adoptat pe copiii surorii sale, Vera a devenit mama mai multor copii. Acum ea și soțul ei aveau dreptul la o anumită alocație pentru întreținerea copiilor, însă, când toate documentele au fost gata, s-a dovedit că acești bani sunt catastrofal de puțini. Nu erau nici măcar suficienți pentru a le cumpăra haine tuturor celor patru și, la urma urmei, copiii, la o astfel de vârstă, cresc, aproape, nu cu ora. Apoi Victor a decis să plece la câștiguri, în nord, unde intenționa să lucreze ca muncitor pe șantierul de construcții. Bărbatul spera că în acest fel va reuși să îmbunătățească situația financiară a familiei sale. Îți voi trimite ție și copiilor bani în fiecare săptămână, a promis soțul verei, nu-ți face griji, am un angajator bun, nu ar trebui să trișeze. Ai grijă de tine, Genoca. L-a implorat soția sa. Vera abia aș putea stăpâni la crimile, dar a încercat să se încordeze și a dat seama că Victor făcea acest lucru numai de dragul familiei lor. Nu-ți fie teamă, draga mea, Victoria a atins ușor fața, mii de oameni muncesc așa și nimic. Dar când voi ajunge eu, vom putea cumpăra tot ce ne trebuie pentru anul viitor. Cizmele de iarnă ale lui Marina s-au uzat, iar băieții au nevoie de jachete noi. Nu putem să-i lăsăm fără haine călduroase. Vera a dat din cap, incapabilă să scoată un cuvânt, cu mintea își dădea seama că soțul ei avea dreptate în toate privințele, dar cu inima, sună-mă, te rog, în fiecare zi. Altfel nu voi putea dormi până nu-ți voi auzi vocea. Vera se agăța de soțul ei cât de tare putea, nu voia să-l lase să plece. Inima ei, neavând încă timp să se desparte de soțul ei, tângea ca și cum nu l-ar fi văzut de săptămâni întregi. Victor, ca răspuns, își sărută soția cu fervoare, ca să fiu sincer, nici el însuși nu voia să plece atât de departe de familia lui. Dar ce era de făcut? Una e una, să încălțești și să hrănești un singur copil, și cu totul alta, patru. Vera principalul, gândește-te la lucruri bune, îi spuse soțul, iar el însuși, dintr-o supraabundență de sentimente, chiar și o lacrimă îi curgea pe obraz. Amintește-ți de mine în fiecare seară și fi sigură, o voi simți. Bineînțeles, draga mea. A exclamat soția mea, plângând: Nu numai că o să mă amintesc de tine, o să vorbesc cu tine, o să vorbesc cu Dumnezeu pentru tine, în fiecare zi, pune o lumânare lui Dumnezeu, ca să nu-ți se întâmple nimic acolo, pe acest pământ rece. Victor, încă o dată, în semn de rămas bun, a îmbrățișat-o strâns pe Vera. După care și-a asigurat soția că va ține legătura cu ea tot timpul. După ce și-a luat rămas bun de la copii, bărbatul, aflat deja în pragul apartamentului lor, le-a aruncat verei și copiilor o privire lungă, plină de dragoste și grijă. Și abia după aceea, Victor, abia stăpânindu-și lacrimile care îi veneau la gât, a putut să plece. În următoarele două săptămâni, totul a fost mai mult sau mai puțin normal, soții s-au sunat constant unul pe celălalt. Dar apoi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, Victor a dispărut brusc. Soțul din Senin a încetat pur și simplu să mai contacteze, niciun apel, niciun mesaj, nimic. Vera la început a crezut că soțul trebuie să fie foarte ocupat la serviciu. Cu toate acestea, oricât de mult nu a format numărul lui Victor, acesta nu era disponibil. Nu se poate ca Victor să fi închis telefonul, s-a îngrijorat ea, cu siguranță, cu el s-a întâmplat vreo problemă. Femeia a încercat să alunge de la sine gândurile rele, dar nu a reușit, ceva adânc în interiorul verei, a strigat la propriu că ceva teribil s-a întâmplat cu Victor. Ultima picătură pentru biata croitoreasă a fost un coșmar teribil, în care și-a strigat ineficient soțul, care mergea în fața ei, cu zăpada până la genunchi. Victor! Victor! L-a strigat din nou și din nou, Vera, încercând să-i atragă atenția soțului ei. Dar când acesta s-a întors spre ea, chipul femeii prezenta o imagine cu totul monstruoasă, soțul înghețat, alb ca o foaie de hârtie, se uita la ea absolut col, cu ochii morți. Nu. No. A țipat Vera și s-a așezat brusc în pat. Niciodată nu mai visase așa ceva. Deși era în continuare chinuită de vina pentru moartea surorii ei, era un sentiment diferit, chiar mai chinuitor și mai sfâșietor pentru suflet. Vera simțea literalmente cu pielea pericolul care plana asupra genei pe acele meleaguri aspre și înghețate. Tânăra mamă s-a repezit la poliție, spera ca aceștia să pornească imediat în căutarea soțului ei, dar polițiștii nu se grăbeau să-și arunce toate forțele în această chestiune. Așteptați atât de nervoasă, cetățene, a încercat să o liniștească, poate că doar a luat o raznă. Cum puteți spune așa ceva? Vera era indignată, Soțul meu este cu totul altfel. Este un familist exemplar. Ce se întâmplă aici? Anchetatorul a ieșit la auzul strigătelor indignate ale verei. După ce a ascultat o pe femeie, polițistul i-a luat declarația, dar a avertizat-o imediat. Ofițerul de serviciu are dreptate, clima de acolo este aspră. Și nu pentru că muncitorii de acolo beau des. Vera și-a simțit buzele tremurând, chiar nu știa ce să facă în continuare. Dacă ar fi fost posibil, tânăra mamă s-ar fi grăbit imediat, dar a înțeles perfect că copiii nu vor putea pleca fără ea. Ieșind în aer liber, femeia a respirat adânc, nu se simțise niciodată atât de neajutorată. Amintindu-și de coșmarul ei, croitoreasa și-a acoperit gura cu mâna pentru a-și reține un geamăt. Dacă era adevărat ce văzuse, atunci poate că era prea târziu și nu mai avea rost să-și caute un soț. Nu, nu, nu mă mai gândesc la asta. Femeia clătină din cap cu hotărâre. Refuz să cred, refuz să accept moartea Genei. Nu pot să-l pierd și pe el acoperindu-și fața cu mâinile, Vera s-a scufundat pe o mică bancă din curte și a plâns în tăcere. Sughițurile ei au zguduit umerii până când mama multor copii și-a plâns toate lacrimile. Mai mult decât orice altceva pe lume, îi era teamă să creadă cuvintele anchetatorului. Vera nu voia și nu putea accepta faptul că soțul ei, pe care risca să nu-l mai vadă niciodată. 3. Au mai trecut încă două luni, timp în care Vera s-a descurcat singură cu copiii, așa cum a putut. Aceasta nu a fost o sarcină ușoară, mai ales când femeia și-a pierdut principalul sprijin sub forma soțului dispărut. În fiecare zi, Vera mergea mai întâi la biserică, unde ținea o slujbă lungă și punea lumânări pentru sănătatea soțului ei dispărut, iar apoi, invariabil, mergea la secția de poliție, pentru a vedea dacă existau vești despre Victor. Cu toate acestea, de fiecare dată, anchetatorul nu făcea decât să dea din cap cu simpatie. Nu avea dreptul să o lipsească pe vera de speranță și nici nu putea închide ochii la faptele pe care le avea deja pe mână. Victor Korobov murise probabil undeva, în întinderile vaste ale nordului, iar salvatorii nu-i vor găsi niciodată trupul. Din punct de vedere material, Vera era, de asemenea, foarte dificilă. Copiii necesitau îngrijire constantă, ca să nu mai vorbim de hrană și îmbrăcăminte, iar Vera, în tot acest timp, trăia doar din alocația mamei sale. Bătrâna ei mamă, desigur, a încercat să-și ajute fiica, trimițându-i o parte din pensie. Cu toate acestea, Vera a luat acești bani cu inima strânsă de fiecare dată, mama ei era și ea foarte bolnavă, așa că femeia a înțeles perfect cât de importantă era fiecare rublă pentru ea, medicamentele erau foarte scumpe, după moartea Annei, Maria Ignatievna a renunțat foarte mult, problemele ei cardiace nu au făcut decât să se agraveze, iar Vera, cu fiecare ocazie, încerca să o viziteze și să o verifice pe bătrâna ei mamă, aducându-i tot ce avea nevoie. Dar după cum știți, necazurile nu vin singure, iar în viața Verei a avut loc un alt eveniment dramatic. Fedenca, fiul cel mare al Annei, a început să se plângă verei că aici îl doare aici, arătând în același timp un deget mic pe piept. Auzind acest lucru, femeia a simțit un fior în interiorul ei. Este ceva în neregulă cu inima lui Fedenca. S-a gândit Vera cu groază și s-a grăbit să-și ducă nepotul la doctor. Fiul dumneavoastră are un defect cardiac congenital, a declarat medicul din spitalul pentru copii, unde băiatul a fost adus pentru examinare cum se poate așa ceva? A întrebat șocată Vera. El nu se plânsese niciodată de dureri în piept până atunci. Întotdeauna a fost un copil activ. Asta este insidiositatea acestei boli, a răspuns calm medicul, poate dormi ani de zile înainte de a se face cunoscută pentru prima dată. Dar de regulă se întâmplă întotdeauna la o vârstă foarte fragedă. Oricum, Feda are nevoie de o operatie și, cu cât o facem mai repede, cu atât cresc șansele ca băiatul să fie sănătos. Bineînțeles, sunt gata, a răspuns Vera fără intare, când se poate face. Doctorul a privit-o cu seriozitate, chestia este că sunt mulți copii care au nevoie de o astfel de operatie. Va trebui să vă înscrieți la coadă, și încă una lungă. Cât va trebui să aștepte fede? A întrebat Vera, privindu-le pe doctor în ochi. Păi, sunteți o mamă cu mulți copii, așa că aveți dreptul la o anumită cotă, a răspuns el evaziv, unii așteaptă un an, ba chiar mai mult. Nu există altă soluție. Există, bineînțeles, a coborât doctorul ochii, o operație neprogramată plătită. Când doctorul i-a spus verei suma de bani pentru operatie, ea nu a făcut decât să suspine, Doamne, nu pot strânge atâția bani în 10 ani. Mama multor copii a mers încet pe stradă și s-a gândit de unde ar putea face rost de bani, desigur, ar putea încerca să se adreseze autorităților competente, să le descrie cazul ei, atunci, poate, ar ajuta la accelerarea procesului și la mutarea lui Fedia în coadă. Cu toate acestea, Vera era foarte conștientă de cât de departe se îndepărtau toate aceste promisiuni frumoase ale oficialilor de realitate. Vera a respirat adânc și s-a oprit, pentru o fracțiune de secundă i s-a părut că nu mai poate rezista. Femeia era gata să se predea soartei și să lase evenimentele să-și urmeze cursul. Simțea că forțele o părăsesc la propriu, inima a început să-i bată cu putere în piept, iar apoi a devenit brusc atât de grea încât Vera, pentru orice eventualitate, și-a sprijinit mâna de peretele unei case din apropiere. Nu pot. Și-a șoptit Vera. Nu pot continua pierderea surorii ei, a soțului ei și acum amenințarea de a-și pierde nepotul cel mai mare, toate acestea o zdrobeau pe vera ca pe o lespe de grea de piatră. Oare chiar acesta este sfârșitul? Se gândea ea, oare chiar așa se va sfârși și va trebui să o îngrop și pe Fedenca? Imaginându-și care ar putea fi decizia ei, Vera a simțit că ceva în interiorul ei o împingea înainte, forțând-o să se miște. Cu fiecare pas, mama multor copii simțea cum îi curge adrenalina prin vene. Vera, adună-te! Viața unui copil depinde acum de tine. Îl vei lăsa să moară fără să faci tot ce este posibil pentru a împiedica un sfârșit atât de teribil al micului vieți. Femeia a decis cu fermitate că își va încerca norocul și se va înscrie la coadă pentru o operatie gratuită. Dar numai că Vera nu avea de gând să se oprească aici și să renunțe. Ea intenționa să se adreseze băncii, solicitând un împrumut. Orice s-ar întâmpla, orice ar decide banca, trebuie să fac totul pentru a obține banii pentru operația lui Fede. Nu în această bancă, deci în alta, dar cu siguranță îi voi obține. Se gândea cu curaj mama multor copii. Și-a jurat că va face totul, numai dacă fiul ei va fi din nou sănătos. 4. În acea zi, Vera era mai nervoasă ca niciodată. A intrat în clădirea băncii și s-a dus direct la departamentul de credite, unde urma să fie examinată cererea ei. Cu o zi înainte, ea completase toate documentele, iar astăzi trebuia să se întâlnească cu managerul pentru a discuta cu el despre împrumut. Dar în sala de așteptare comună, femeia a asistat la o scenă neplăcută. Un paznic al băncii încerca să escorteze o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani afară din clădire și o făcea într-un mod foarte nepoliticos. Ascultați, doamnă, ar trebui să ieșiți de aici odată. Ce faceți aici, deranjați oamenii? Nu deranjez pe nimeni deloc. Doamna în vârstă a încercat să îi se opună. Sunt un client ca toți ceilalți și cer un tratament respectuos. Poate că vreau să deschid un depozit la banca dumneavoastră. Auzind cuvintele femeii despre un depozit, paznicul nu a făcut decât să râdă: Ce fel de depozit, bunico! Depozitele sunt deschise de oameni care au bani, și mai bine te-ai duce acasă și acolo, să-ți numeri bănuții cum trebuie. După care, bărbatul a apucat-o brusc pe bătrână de cot și a târât-o cu forța spre ieșire. Ce credeți că faceți? Dăm drumul imediat. Vă cer să-l chemați pe director aici. Vera nu a putut să scoată nici măcar un cuvânt, profund șocată de ceea ce a văzut. Doamna nu arăta ca o cerșetoare și era îmbrăcată destul de decent, o bluză curată și un cardigan tricotat, precum și o fustă lungă din stofă groasă, pantofi cu talpă plată, toate acestea, împreună cu părul ei cărunt, strâns într-un mănunchi modest, o făceau pe bătrână să arate ca o bibliotecară clasică. Îmi pare rău, dar trebuie să o lăsați să plece pe această femeie. Vera nu a mai rezistat și s-a apropiat de paznic. Are dreptate, poate să ceară și să facă aceleași lucruri în bancă ca și ceilalți vizitatori. Și tu cine ești, totuși, cetățene? Uitându-se supărat la femeie, paznicul a întrebat. Sau ați vrut să ieșiți și dumneavoastră? Atunci o să vă aranjez asta cât ai zice pește, împingeți-o pe bătrână afară cum să nu vă fie rușine? Vera era sincer indignată și a încercat să o elibereze pe clienta în vârstă din ghearele paznicului. Hei, nu mă atingeți! I-a strigat acesta, iar între el, Vera și doamna bibliotecară au urmat o altercație verbală furioasă. Nu puteau lipsi martorii, mai multe persoane s-au oprit să privească și să asculte scandalul care se desfășura sub ochii lor. După câteva minute, managerul băncii a ieșit la strigăte. Bărbatul era scos din minți de furie. Ce se întâmplă aici? Zenia, cum poți să te comporți așa cu femeile? Carmează-te acum și de drumul. Pasnicul nu a avut de ales decât să execute ordinul. De îndată ce i-a dat drumul la mâna bătrânei doamne, bancherul le-a aruncat o privire nemulțumită ei și verei. Păi, ce căutați voi, doamnelor, aici? Cu ce prilej atâtea strigăte? Vă dați seama că ne stricați reputația prin comportamentul dumneavoastră. Îmi pare rău, dar nu noi am început. A replicat liniștită Vera, spunându-i managerului întreaga esență a situației. După ce a aflat că angajatul său își permite un astfel de comportament grosolan, bancherul a promis că va avea o discuție serioasă cu el și îl va priva de bonus. Cu toate acestea, ar fi trebuit să vă comportați cu mai mult calm, a miustrat-o managerul pe Vera. Apoi s-a întors spre doamna care se dăduse la o parte, iar dumneavoastră ar fi trebuit să vă îndreptați direct spre ghișeul corespunzător. Vera, care își coborâse capul de jenă, s-a gândit cu tristețe că după un astfel de incident, probabil că nu ar trebui să spere la aprobarea unui împrumut. Dar putea să facă altfel. Femeia era obișnuită să-și respecte bătrânii în toate și nu putea decât să ia apărarea acestei doamne, nu era, în accepțiunea ei, omenească. Deodată, bătrâna a ridicat brusc capul cu mândrie și a spus bancherului, știți, banca dumneavoastră are cel mai dezgustător serviciu pe care l-am văzut vreodată. Cu aceste cuvinte, bătrâna, spre marea uimire a celor din jur, și-a aruncat peruca cenușie, și-a șters fața cu o batistă și și-a îndepărtat vopseaua argintie care imita griul de pe sprâncene. Toți cei din jurul ei au oftat imediat la vederea unei asemenea transformării. Vera era uimită, văzând cum o femeie în vârstă, în doar câteva secunde, se transforma într-o tânără atrăgătoare, care avea aceeași vârstă cu ea. Ești nebună! De ce atâta mascaradă? a întrebat-o supărat bancherul, arătând spre perucă. Fata s-a uitat în ochii managerului și a spus brusc, și asta, cetățene bancher, nu e treaba ta! Poftiți, fosta bătrână i-a dat bărbatului pașaportul și niște hârtii. Acesta este testamentul tatălui meu, întocmit pe numele meu. Hârtiile conțin numărul cutiei în care se păstrează banii și bijuteriile mele de familie și vreau să le primesc imediat. Directorul a fost foarte surprins, dar a luat documentele și, după ce le-a studiat cu atenție, a întrebat, deci, de ce, de ce nu mi te-ai adresat imediat această întrebare, Fata s-a uitat la bancher ca și cum s-ar fi hotărât dacă să aibă încredere în el. Apoi a spus cu un oftat, a trebuit să mă deghizez, pentru că pe stradă s-ar putea să fiu păzită de oamenii soțului meu. A organizat o adevărată vânătoare pentru mine și pentru banii mei. Mă tem pentru viața mea. 5. Aliona Bistrova, și acesta era numele bogatei moștenitoare, a spus adevărul pur despre tânărul ei soț. Filip Rogov intenționa cu adevărat să ia toată averea. Dar în plus, el încerca să scape și de fată și exista un motiv întemeiat pentru asta. Provenind dintr-un orfelinat, Filip a intrat de la o vârstă fragedă în contact cu așa numita companie rea băieții cărora tânărul Rogov li s-a alăturat, lucrau pentru autoritățile criminale și se ocupau de jafuri. Cu timpul, Filip a devenit un hoț de primă clasă, dar el însuși visa la mult mai mult. Tânărul a simțit în el însuși un anumit potențial și, prin urmare, a renunțat cu furtul mărunt, Rogov a luat mintea, absolvind școala, iar apoi Universitatea de Economie, unde a reușit să intre în buget. Tipul s-a dovedit a fi foarte inteligent, a prins cunoștințe noi, literalmente, din zbor, așa că a reușit cu ușurință să obțină un loc de muncă în compania lui Vasili Ivanovic Bistrov, tatăl lui Aliona. Filip a parcurs un drum lung, ridicându-se de la partea de jos a imperiului de afaceri până la managerul său de top. Visase să devină cel puțin în mâna dreaptă a șefului său, dar nu a reușit, Vasil Ivanovici nu l-a perceput pe Rogov ca fiind principalul său asistent, indiferent de ceea ce făcea acesta. Cu cât Filip lucra mai mult timp cu milionarul, cu atât îl invidia mai mult, băiatul voia să devină el însuși șeful acestui imens imperiu de afaceri, să ocupe fotoliul de director al bătrânului morocănos. Probabil că ai uitat cum să-ți conduci propria companie. Într-o zi, Filip nu a mai putut suporta și a clacat. Cum poți să nu-ți dai seama că a sosit momentul să schimbi totul aici, iar abordarea ta nu face decât să ruineze compania pe zi ce trece? dacă mi-ai fi permis măcar să încerc să schimb unele dintre procesele interne ale companiei, ai fi fost imediat surprins de profiturile mari pe care le-am putea obține, și asta în cel mai scurt timp posibil. În loc să răspundă, milionarul înfuriat a trântit cu toată puterea palma pe masă, liniște. Băiat prost, credeai că te voi lăsa să conduci întreaga companie. Ți-a ieșit din minți. Bistrova a râs zgomotos, cine te crezi, băiat deștept? adjunctul meu. Ești doar un manager, atâta tot. Un om care rezolvă întrebări cu vânzări, chiar dacă la cel mai înalt nivel, dar nimic mai mult. Toată lumea trebuie să-și cunoască locul, Filip, și asta te include și pe tine. Dacă tu crezi că în persoana ta voi pierde un angajat valoros dacă te concediezi, te înșele amarnic. Mi-e teamă să te dezamăgesc, dar nu există oameni de neînlocuit. Cu aceste cuvinte, omul de afaceri s-a întors pe scaun cu spatele la Rogov, semnalându-i că discuția lor s-a încheiat. Filip tremura de furie și mânie când a părăsit biroul șefului său. Din acel moment, tânărul top manager i-a ținut milionarului o ranchiună serioasă și a jurat că, într-un fel sau altul, dar va avea compania în mâinile sale și va face orice pentru asta, chiar dacă asta înseamnă că va trebui să ajungă la crimă. La câteva luni după această conversație, norocul, în mod neașteptat, s-a întors în favoarea lui Filip într-un mod foarte neortodox. Adevărul este că Vasil Ivanovici suferea de mult timp de probleme cardiace și, odată, a avut un atac de cord, chiar în timpul unei întâlniri de afaceri. Din păcate, medicii au ajuns prea târziu, viața omului de afaceri Bistrov a fost curmată. La înmormântarea șefului, Filip s-a uitat atent la fiica sa, Aliona. În acest moment, în capul managerului s-a copt un plan insidios, ce ar fi dacă ar deveni soțul unei tinere milionare. Nu ar fi greu să o farmece pe nefericita fată, care era îndurerată la o asemenea oră, și apoi, când se vor căsători și ea va intra în drepturile de moștenire, tot ce i-ar mai rămâne lui Rogov însuși ar fi să scape de ea și să obțină toate drepturile asupra companiei, ca moștenitoră al primului rând. Hotărât astfel, Filip a început în aceeași zi să-și pună planul în aplicare. A devenit cel mai atent și mai grijuliu prieten al Alionei, însoțindu-o peste tot după înmormântare și în zilele următoare. Aliona a acceptat de bună voie simpatia, sprijinul și semnele lui de atenție și, deși își plângea tatăl, dar tot s-a îndrăgostit de acest tip frumos și grijuliu. Tinerii au început să se întâlnească, și foarte curând, romantismul lor furtunos a crescut în pregătiri pentru o nuntă somptuoasă, care a avut loc în siguranță. Rogov și-a frecat mâinile, a mai rămas doar puțină răbdare, iar compania îi va aparține. Fericita Svelana nu a observat capcana, se bucura de noul ei statut și de viața alături de iubitul ei, până când, din greșeală, a auzit conversația telefonică dintre Mire și complicele său, în care acesta discuta detaliile viitoarei eliminări a tinerei soții. Potrivit acestuia, coaliona urma să aibă loc un accident, iar tot ce se cerea din partea interpretului era doar să subcoasă în furtunul de frână al mașinii fetei, astfel încât aceasta să nu facă față controlului și să se prăbușească pe șosea. Auzind că soțul ei vrea să o omoare, Aliona a intrat în cameră și a făcut un scandal grandios mirelui. Condusă de o furie îndreptățită, femeia l-a dat afară din casă pe Filip și i-a interzis să o mai sune, amenințând că va spune totul la poliție. Iar soția a promis că ea însă și va depune cererea de divorț în viitorul apropiat. Bineînțeles, Aliona era conștientă că, dacă acest ticălos a plănuit uciderea ei, atunci nu va renunța, va încerca să obțină banii cu orice preț. De aceea, Aliona a trebuit să-și schimbe atât de mult înfățișarea, nu era sigură în cine poate avea încredere. Deghizată în bătrână, voia să scoată documentele din cutie și să le ascundă într-un alt loc mai sigur, și apoi să angajeze o pază suplimentară, pentru ca Rogov să nu se mai poată apropia de ea. 6 bancherul a verificat cu atenție toate datele din pașaportul al Ionei, după care s-a convins în cele din urmă că în fața lui se afla o moștenitoare bogată, fiica unui cunoscut om de afaceri. Bistrov era renumit în întreaga regiune pentru donațiile sale generoase și pentru sprijinul acordat oamenilor săraci, datorită cărora se bucura de respectul și simpatia larg răspândită a oamenilor obișnuiți. Managerul a dus-o pe tânără la safe, uitând complet de Vera, Astfel încât aceasta nici măcar nu a avut timp să întrebe dacă va fi acceptată pentru un împrumut astăzi. Vera era foarte supărată, dar ce putea face? Între timp, bancherul s-a îndepărtat în liniște, la o distanță sigură, și a dat un telefon. De fapt, bancherul era deja bine plătit pentru a-i spune lui Filip când va veni bogata moștenitoare la bancă. Atunci, Rogov își va trimite imediat oamenii după ea, iar aceștia îi vor preda soția. Numai că bistrova însă și nu era atât de proastă, și-a dat seama repede că managerul se comporta ciudat. Bancherul se uita din când în când la ceas și vizibil nervos. Aruncând rapid toate documentele și bijuteriile într-o geantă, Aliona, la propriu, glonț, a zburat în holul băncii. Managerul a strigat ceva în urma ei, dar nu era atât de important, o mașină de taxi o aștepta deja la intrarea în bancă. Apucând-o pe drum, pe neînțelegătoarea Vera de braț, i-a aruncat doar la ea, urcă în mașină. Îți datorez o favoare, ai fost singura care mi-a luat apărarea. O să-ți povestesc totul pe drum." Vera s-a supus, deși nu putea înțelege sensul la ceea ce se întâmpla. Dar imediat ce șoferul a apăsat accelerația și a pornit, doi dintre prietenii lui Filip au ieșit de după colț. Mucenicii înalți s-au uitat unul la altul confuzi. Nu se așteptaseră la un asemenea salt din partea unei fete. Mai târziu, stând deja în mașină, și a spus povestea, fără să uite să menționeze că fusese deja încercată. Firește, nu a încercat să mă omoare el însuși, a folosit oameni de încredere pentru asta, i-a spus fata, nici măcar nu am avut timp să depun actele de divorț, iar el deja se hărțuia, ticălosul. De ce nu te-ai dus la poliție? A întrebat Overa. Am încercat, i-a răspuns fata cu sinceritate, dar nu am nicio dovadă reală, în afară de singura mărturisire pe care am auzit-o. Când a fost interogat, Filip s-a prefăcut cu abilitate că nu înțelege nimic. Mi-a spus că ne-am despărțit de curând, iar de atunci preferă să nu mai comunice cu mine, se spune, așteaptă doar să divorțeze, vă imaginați. Aliona, cu supărare, chiar a lovit spătarul scaunului, acum eu, din cauza lui, trebuie să fiu în permanență la pândă eu și schimb hainele numai din această cauză. Credeți că este atât de plăcut pentru mine să port această perucă și tone de machiaj? Vera a dat din cap în mod înțelegător, dar nu a răspuns. Trebuia să se ocupe de problema ei, dar nu putea să se amestece în treburile celor bogați. Hei, de ce ești atât de tristă? A întrebat-o Aliona și a privit-o în ochi pe mama multor copii. Hai, văd că ai o problemă. Spune-mi, poate te pot ajuta. Vera nu a făcut decât să suspine greu. Fiul meu este bolnav. I s-a descoperit o malformație cardiacă. Are nevoie de o operatie, iar eu nu am atâția bani. Și atunci care este problema? Aliona a răspuns. Te voi ajuta, voi plăti operația băiatului tău. Văd că tu, Vera, ești o persoană bună. Dacă poți să returnezi banii mai târziu, grozav! Dacă nu poți, nu este destinul tău. Dar vreau să-ți mulțumesc pentru atitudinea ta umană față de mine. Vera s-a simțit jenată, nu se așteptase ca o moștenitoare bogată să vrea să ia parte la soarta copilului ei bolnav. Vă mulțumesc! I-a mulțumit călduros al Ionei. Dacă pot să fac ceva pentru tine. Prostii i-a făcut fata cu mâna, dar apoi, pe neașteptate, i-a sugerat, ascultă, și tu nu vrei să mergi la mine să lucrezi ca menajeră. Am nevoie de o nouă angajată chiar acum. Fi de acord, nu o să regreți, poți chiar să te muți la mine acasă cu copiii tăi, e destul loc pentru toți. Doar nu glumiți! A întrebat Vera. Bineînțeles, voi accepta cu plăcere oferta ta. Mamei multor copii nu-i venea să creadă ce noroc avea, într-o singură zi, a reușit să-și rezolve principala problemă financiară și să-și găsească un loc de muncă bun, în care nici măcar nu va trebui să se despartă de copiii ei. Îți mulțumesc, Doamne! S-a gândit Vera, se pare că, în sfârșit, rugăciunile mele au fost ascultate. 7. Vera s-a mutat la conacul Alionei și a început să lucreze ca menajera acesteia. Acum femeia era mult mai calmă. 8. Fedenca a avut o operatie reușită, așa cum a promis, Aliona a plătit toate cheltuielile, băiatul era în reabilitare și, cu încredere, a mers pe drumul spre vindecare. Femeia cu mulți copii era fericită, cel mai important lucru era că nepotul ei va fi bine acum era nespus de recunoscătoare bogatei moștenitoare și, prin urmare, s-a străduit de două ori mai atent să îi îndeplinească toate lucrările care îi erau încredințate în casă. Aliona însă și nu avea copii, așa că fata era fericită să socializeze cu copiii verei. Într-un fel, cu toți au devenit o familie pentru ea. La o lună după ce Vera a început să locuiască în casa unei bogate moștenitoare, femeile au devenit bune prietene. Mama multor copii a povestit despre soțul ei dispărut și despre toate greutățile pe care a trebuit să le îndure în absența lui. Într-o zi, Aliona a sunat-o pe Vera și a spus cu entuziasm că era însărcinată cu Filip. Am doar câteva zile, după cum am aflat, a povestit, roșind, prietena bogată. Nu am vrut să spun nimănui până nu sunt sigură dar în această dimineață mi-au venit analizele. Doctorul a spus că totul s-a confirmat. Voi fi mamă, vă dați seama. Vera era foarte fericită pentru Aliona, dar a observat o umbră tristă pe chipul ei. Ești îngrijorată de ce se va întâmpla dacă Filip va afla totul. A întrebat ea. În replică, bogata moștenitoare nu a făcut decât să ridice capul cu mândrie, nici vorbă. Nici măcar nu-i voi spune ceva ticălosului eluia. La urma urmei, el nu mai are nimic de a face cu mine sau cu copilul meu. Aliona, așa cum a promis, a întărit paza în casă, iar cu ajutorul celui mai bun avocat din oraș, a reușit să obțină ca ea și Filip să divorțeze cât mai repede. Acum moștenitoarea bogată era complet liberă și a încercat din răsputeri să uite de fostul soț strădător. Într-o zi, când Aliona nu era acasă, Vera a sunat-o pe telefonul ei mobil. Alo, a întrebat femeia confuză. Numărul de pe ecranul telefonului era necunoscut. Vera. Vera. A sunat în vocea receptorului, din care menajera, la propriu, a rămas uimită. Victor! Bâlbâindu-se, menajera a spus: Chiar tu ești. Dar! Cum se poate? Poliția mi-a spus că ești deja. Moartă! Victor nu a putut decât să întrebe în replică: Doamne, Vera, cum ai putut să crezi că te-aș părăsi pe tine și pe copiii noștri? Bărbatul de la celălalt capăt al firului a respirat adânc. Când m-am întors acasă, nu te-am găsit nici pe tine, nici pe copii în vechiul apartament. Un vecin mi-a spus că lucrezi ca menajeră într-o casă bogată. Și mi-a dat noul tău număr de telefon. Da, este adevărat. A spus Vera încet și a dictat adresa soțului ei. Vino repede! Victor, ce mă bucur că ești în viață! Când, o oră mai târziu, el a apărut în pragul conacului, Vera s-a aruncat la gâtul lui și l-a îmbrățișat atât de strâns, ca atunci, în ziua ultimei lor întâlniri. Femeia și pierduse deja orice speranță de a-și vedea soțul în viață. Puțin mai târziu, când erau deja așezați în bucătărie, iar Vera i-a turnat soțului ei un ceai fierbinte, Victor i-a povestit povestea lui, eu, atunci, într-o încurcătură serioasă, am intrat într-o încurcătură serioasă, am intrat într-o dâră de zăpadă pe drum. Era ziua mea liberă și am vrut să merg la centrul regional pentru a cumpăra alimente pentru o săptămână. Nu am putut controla mașina și asta a fost, mașina a zburat în șanț. Furtuna de zăpadă din acea zi a fost pur și simplu cea mai rea. Dacă nu ar fi fost un tip dintr-un sat vecin, aș fi murit cu adevărat acolo. Victor s-a uitat jenat la soția sa. Dar de ce nu ne-ai lăsat să știm de tine atâta timp? A întrebat Vera, ai cărei ochi erau plini de lacrimi. Centrul medical unde Rodion reușise să măcare în spate, se afla într-o zonă atât de îndepărtată, încât comunicarea acolo era literalmente intermitentă. Firește, nu a fost acolo în timpul viscolului, iar după aceea am fost tratată foarte mult timp. Am petrecut câteva săptămâni cu febră și eram atât de slăbită încât abia dacă puteam percepe ceva din ceea ce se întâmpla în jurul meu. Soțul i-a povestit Verei că Rodion îl ajutase în tot acest timp și că deveniseră buni prieteni. Telefonul meu s-a stricat în acel accident, așa că nu te-am putut suna după aceea, când mi-am revenit. Victor și-a privit soția cu vinovăție și a adăugat, de îndată ce am avut ocazia, Rodion și cu mine ne-am grăbit imediat spre casă. Și el era de la noi, venise și el să câștige bani. Și aici m-am dus direct la tine și la copii. Abia ieri am ajuns. Victor și-a îmbrățișat din nou cu căldură soția și a spus, ciocnindu se de părul ei mătăsos, draga mea, dacă ai ști cât de mult mi-a fost dor de tine, cât de îngrijorat. Vera și-a sărutat tandru soțul, apoi a spus, cu vocea tremurând de lacrimi, dragul meu, dacă ai ști câte lucruri ni s-au întâmplat în acest timp. Și Vera i-a povestit despre operatie și despre cum a cunoscut-o pe Aliona, în casa căreia se aflau acum. Când prietena bogată a venit de la birou, a fost surprinsă să vadă un străin în casă. Vera i-a făcut cunoștință cu soțul ei și a explicat pe scurt situația. Aliona s-a dovedit a fi foarte bună la suflet și înțelegătoare. I-a permis lui Victor să stea cu ei până când bărbatul s-a hotărât asupra planurilor sale de viitor și a găsit o nouă locuință pentru el și soția sa, potrivită pentru o familie numeroasă, deoarece apartamentul în care locuiau înainte era acum închiriat altor persoane. Puțin mai târziu, Victor i-a prezentat-o pe Aliona prietenului său Rodion. Tânărului inginer i-a plăcut foarte mult fata curajoasă și sigură pe sine, care putea gestiona de una singură o companie uriașă. Aliona a văzut în Rodion chiar sufletul pereche pe care îl căuta mereu, el un tip simplu, dar educat, după cum s-a dovedit, o înțelegea mult mai bine decât mulți dintre cunoscuții ei bogați. La scurt timp după aceea, Rodion și Aliona au început să se întâlnească. Adesea invitau pe Vera și pe Victor să stea împreună într-o cafenea sau să se plimbe, împreună cu copiii familiei Korobov. Rodion nu era câtuși de puțin stânjenit de faptul că Aliona era însărcinată cu fostul ei soț, intenționa să adopte copilul de îndată ce el și ea s-ar fi căsătorit. Chestia este că unchiul lui Rodion a servit ca locotenent colonel în poliție. După ce a aflat povestea dramatică a iubitei sale, tipul a decis să-i spună totul unchiului său, asigurându-și sprijinul acestuia în cazul în care Filip dorește din nou să își ruleze la bele în viața Alionei. Și să se îngrijoreze Aliona a fost, despre ce, la urma urmei, Filip a aflat, prin cunoștințe comune, că fata a purtat sub inima copilului său. Din acel moment, Rogova a încercat în toate modurile posibile să se întâlnească și să vorbească cu fosta sa soție. A făcut presiunea asupra ei. Spune, copilul este al meu și, prin urmare, am tot dreptul de a participa la viața lui. Ticălosul se aștepta, evident, ca femeia să încerce să-l plătească. Aliona nu i-a ascuns nimic lui Rodion și i-a spus despre supărarea fostului soț. Bărbatul nu a amânat problema pentru mai târziu și împreună cu Victor l-a urmărit personal pe Rogov. Ascultă cu atenție și ține minte. Dacă încerci măcar să o mai contactezi pe Aliona sau, Doamne ferește, să-i faci rău ei și copilului ei. A spus Rodion, privindu-le cu atenție pe ticălos. Atunci fi sigur că pot găsi și furniza poliției dovezi că ești atât de profund legat de criminalitatea locală, și încă din copilărie, încât nu vei scăpa cu o simplă cauțiune. Vei face zece ani de închisoare, dacă nu chiar mai mult. Mă înțelegi? De furie, Filip a început să strige în jurături teribile la adresa bărbaților, dar pentru orice eventualitate, a preferat să se îndepărteze cât mai mult de ei și de fosta lui soție. Au mai trecut câteva luni, Aliona se apropia de data nașterii. Pe tot parcursul sarcinii, Vera și Victor au susținut-o și încurajat-o, iar Rodion a fost mereu alături de ea și i-a oferit toată tandrețea și grija lui. 8. Când a venit timpul să nască, s-a dovedit că bogata moștenitoare va trebui să facă o Cezariană. A fost prima naștere a Lionei și, din păcate, fără complicații aici, nu a făcut fără. În timpul operației, tânăra a pierdut mult sânge, așa că a avut nevoie de o transfuzie urgentă bineînțeles, Vera le-a oferit medicilor să ia sângele ei pentru prietena ei. Cu toate acestea, când tehnicieni de laboratori au adus rezultatele, aceștia din urmă au șocat-o pe mama multor copii, Vera Andrivna, suntem foarte norocoși că femeia în travaliu este propria ta soră. Acest lucru va reduce semnificativ riscurile de transfuzie. Ce? Dar cum? Fata a întrebat uimită, despre ce vorbiți, noi nu suntem deloc surori. Suntem doar prietene. Tehnicianul de laborator a privit-o cu o nedumerire evidentă și a spus încet, ciudat. Nu poate fi o greșeală, testele arată că aveți valori aproape identice. Acest lucru se întâmplă de obicei doar la rudele cele mai apropiate. Vera se simțea complet confuză, nu înțelegea cum se putea întâmpla așa ceva, dacă avea deja o soră. Femeia s-a dus direct de la spital la mama ei pentru a afla mai multe despre copilăria ei. De obicei, mama ei nu le spunea nimic despre cum anume au venit pe lumea și Anna. Întotdeauna i s-a părut ciudat pentru Vera, dar era prea timidă pentru a-și întreba direct mama. Pe măsură ce se apropia de casa ei, Vera era foarte îngrijorată. Mama ei avea deja probleme cardiace, iar acum urma să o întrebe ceva care nu putea decât să o înrăutățească pe bătrână. Pe de altă parte, acesta era singurul caz în care fica ei pur și simplu nu putea lăsa lucrurile așa cum erau. Trebuia să afle adevărul. La început, Maria Ignatievna a refuzat, s-a prefăcut că nu înțelege ce îi spune fica ei, dar apoi nu a mai rezistat, plângând, a mărturisit că la un moment dat le luase pe amândouă fetele de la orfelinat. Vera a fost șocată, nu am vrut să vă despart, i-a mărturisit fiicei sale în lacrimi. Erați atât de mici, atât de dulci și de speriate. Ei bine, cum aș fi putut să iau doar pe una dintre voi? Bineînțeles că v-am luat pe amândouă. Ești sigură că am fost două? A întrebat Vera pentru orice eventualitate. Bineînțeles că da. Așa mi-a spus directoarea acelui orfelinat. Vera a plecat în acea zi din casa mamei sale profund supărată, nu, bineînțeles că nu era supărată sau jignită, dar nu înțelegea de ce nu știa nimic despre Aliona. Și atunci și-a dat seama, Vera l-a rugat pe Rodion să-l întrebe pe unchiul său, locotenent colonelul, poate că el ar putea afla ceva despre ea. Băiatul a mers pe placul Verei, pentru că era vorba despre logodnica lui preferată. Curând s-a dovedit că vinovat de situația cu femeile era directorul orfelinatului, care a decis să le separe pe fetele triplete. Aliona, el în mod deliberat nu a arătat-o pe viitoarea mama adoptivă Vera, deoarece a sperat să obțină o mulțime de bani pentru fată, dând o familiei omului de afaceri Bistrov. Astfel s-a dovedit că tripletele, Vera, Anna și Aliona, au fost separate la o vârstă fragedă, Apoi se pare că Aliona a uitat pur și simplu de anii de copilărie petrecuți în orfelinat, iar omul de afaceri nu i-a spus nimic despre nimic. Poate că bărbatul s-a temut de reacția negativă a fetei la vestea că a fost adoptată. Când Vera i-a povestit totul prietenei sale apropiate, a fost uimită. Femeia nu se aștepta ca, ajutând un străin, în cele din urmă, să găsească în persoana ei nu numai o mare prietenă, ci și propria ei soră. Cu toate acestea, acum în familiile lor, toate lucrurile rele sunt în spatele lor. Aliona a dat naștere unei fetițe minunate, pe care ea și Rodion au numit-o Ludmila. La o lună după nașterea fiicei lor, Aliona și logodnicul ei au avut o nuntă frumoasă și veselă. Vera a fost fericită să aibă grijă de Ludmila, în timp ce tinerii își petreceau vacanța în străinătate. Victor a reușit să obțină un loc de muncă bun în oraș, iar el și Vera, împreună cu toți copiii lor, au reușit să se mute într-un nou apartament spațios în centrul orașului, de care au putut profita de ipotecă. Prima rată a fost plătită de sora sa, care a insistat asupra ei în ciuda obiecțiilor Verei și ale lui Victor. Bine, acum era din nou lângă familia sa iubită și la serviciu, astfel încât cuplul nu și-a putut face griji cu privire la modul în care vor plăti ipoteca. Acum, ambele cupluri sunt pe deplin fericite și pot privi cu încredere spre viitor, deoarece toate încercările care au căzut în sarcina lor, au reușit să le depășească cu demnitate. Vera și Aliona merg adesea la mormântul surorii sale moarte, stau mult timp în tăcere la piatra funerară. Anna de la distanța ei iremediabilă, a spus zâmbind, fiți fericite, surori, toate lucrurile rele s-au terminat, totul va fi bine, voi avea grijă de asta, eu sunt cea mai mare la voi.